Influenta publicație Comersant privește cu scepticism la perspectivele gazoductului Iași-Ungheni, a cărei construcție demarează la 27 august, precum și la tentativele Chișinăului de a reduce dependența sa de Gazprom. Acest subiect este abordat în articolul intitulat Moldova caută gaz în Europa. Scepticismul publicației rusești se bazează în general pe o serie de factori și cauze. În primul rând, România nu are surplus de gaze naturale pe care să le pompeze în noul gazoduct. Ea singură cumpără combustibilul albastru de la compania rusească Gazprom. România în prezent cumpără gaz în străinătate, iar aproximativ 20% din volumul de gaze sunt livrate de Gazprom. Moratoriul privind explorarea zăcămintelor de șist din țară a fost ridicat abia la începutul acestui an. Licența a fost acordată companiei Chevron. Exploatările în Marea Neagră nu au început încă. Căutarea rezervelor de petrol și gaze este realizată de ExxonMobil împreună cu OMV Petrom. Bucureștiul are în vedere explorarea efectivă a hidrocarburilor din 2018, subliniază publicația. Apropo, în timpul recentei vizite oficiale în Republica Moldova, președintele român Traian Băsescu a oferit garanții că începând cu anul 2018, când va începe explorarea industrială a sondelor petroliere din Marea Neagră, România va putea asigura Moldova cu gaze naturale. Însă, chiar dacă planurile Bucureștiului în privința extragerii gazului de șist se vor îndeplini, oricum apare o problemă. În condițiile în care Moldova va trece parțial la gazul românesc, pentru asta va fi nevoie de a construi încă un gazoduct de la Ungheni spre Chișinău, precum și o stație de compresare. Însă Moldova nu are asemenea mijloace financiare, indică publicația Comersant. Pentru eficiența economică a proiectului va trebui construită o conductă suplimentară ungheni Chișinău, însă punerea în aplicare a unui astfel de proiect va dura cel puțin 5 ani și necesită o investiție de 50 de milioane de dolari, scrie comersant. Publicația rusească subliniază că teoretic, conducta Ungern-Iași ar putea lucra în sens invers, reexportând din România în Republica Moldova același gaz rusesc, dar asta este doar la nivel teoretic. Aceeași schemă este utilizată de Ucraina cu Polonia și Ungaria. Cu toate acestea, dacă gazul primit de Ucraina este mai ieftin cu 60 de dolari per 1000 de metri cubi, apoi în cazul României, el este mai scump decât cel cumpărat de Republica Moldova în Rusia. Moldova cumpără la 380 de dolari, iar România cumpără gazul rusesc la 400 de dolari. Prin urmare, nu este convenabil să primească acest gaz în regim reversiv. Totodată, prin teritoriul Moldovei și României este livrat gazul de tranzit în special spre Bulgaria, dar și acesta este mai scump decât cel livrat Moldovei. Construcția gazoductului Ungheni Iașa, cărui lungime este de 42 de km, iar valoarea totală de 20 de milioane de euro, va începe pe data de 27 august. Mijloacele pentru construirea acestuia sunt oferite de România și fondurile europene.